Sute de români au avut parte de un șoc de proporții când s-au trezit cu facturi de 1000 de lei la energie. Printre aceștia se află și avocatul Adrian Cuculis, care este chiar în acest moment în legătură cu noi și ne explică ce soluții legale există pentru românii care, iată, primesc aceste facturi care ajung și la 2, poate chiar 3000 de lei. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, cum pot fi contestate, iată, aceste facturi? Cum, unde se pot depune aceste plângeri? Explicați-ne pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care au primit deja facturi foarte mari, facturi care sunt mai mari decât pensia sau poate decât salariul. Da, așa este. Știți că eu lucrez cu probe, așa că am pregătit și factura este aici, ca să nu zică cineva că nu vorbim cu probe. Cât a fost? 3.000 și ceva de lei pentru un apartament de două camere și situația asta se repetă la 10.000 de români în toată țara. Problema este în felul următor. Poate fi vorba despre o funcționare anormală a contorului și atunci va trebui să cerem furnizorului date cu privire la metrologia acelui contor de energie electrică. Trebuie contestată factura prima dată la furnizor, cerută această metrologie și cerută reindexarea, recalcularea indexului vechi cu cel nou, pentru că sunt situații în care reprezentanții anumitor furnizori vin în afara orelor când oamenii sunt acasă și se mai găsesc în continuare contoare în interiorul imobilelor, adică nu toate sunt puse în exterior și atunci nu se poate face acea citire și le recomand tuturor să și trimită indexul pentru a nu avea surprize. Dacă lucrul acesta nu rezolvă problema, adică prima dată pe calea amiabilă, eu așa am început deja, am făcut o notificare către furnizorul de energie electrică să recalculeze, pentru că este aberant 3500 de lei, 3400 de lei pentru un apartament de două camere. În mod normal, cât venea? Care era suma pe care o primați? Venea vreo 200 de lei cel mult. Și de asta zic că disproporția este foarte mare și să nu fie discuții, regularizarea a fost făcută pentru două luni de zile. Deci disproporția asta este vădită și clar s-a făcut un calcul greșit undeva. Pe partea cealaltă, dacă nu reușim pe calea amiabilă, mergem mai departe, avem două protecții a consumatorilor, să spunem așa. În cadrul ANRE pe de-o parte, dar și ANPC-ul, care se poate ocupa la fel de bine. Și în ultimă instanță, bineînțeles, dacă nu se rezolvă nici acolo, dar nici la cele două autorități despre care vă spuneam, oamenii, să știți că ajung în instanță, sunt deja deschise litigii pe marginea acestor facturi. În trecut au fost deschise litigii chiar câștigate de către consumatori pentru că nu înregistrau contoarele foarte bine, practic, consumul de energie, iar acum discuția se face cu privire la contracte, pentru că știm foarte bine, contractele au fost modificate în mod unilateral, vorbind despre, dacă vreți, clauze abuzive în contractele de furnizare a energiei electrice. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, dar de și asemenea pentru aceste sfaturi extrem de prețioase.